Localnicii din Dădulești și Mălureni au filmat potopul. Județul Argeș s-a aflat ieri sub o avertizare now casting de vreme rea. Șoselele s-au albit și totul a fost acoperit de un strat gros de gheață. Oamenii au ieșit în pantaloni scurți și tricouri să dea la lopată. Inclusiv astăzi, prin grădini, legumele erau acoperite de bucăți de grindină. Șoferii prinși în trafic pe drumul dintre curtea de Argeș și Pitești au tras o spaimă serioasă. A fost furtună și în curtea de Argeș, iar balustrada unui pod vechi de la ieșirea din oraș spre Vidraru s-a prăbușit. Mai multe zone din orașul Basarabilor s-au umplut de apă. În localitatea Copăcelu din Vâlcea, norii au prevestit ceva rău, iar un fuior amenințător s-a format în apropiere de orașul Bistrița.